Au alergat până acum, e foarte cald afară, 23 de grade în Scoția. Sunt leșinați de cald, transpirați. Cred că încă mai au și praf prin gură, că au făcut niște gropi în fundul curții. Și sunt foarte atenți la vecina care are geamurile deschise și vorbește cu copiii. Ei tot aud glășcioare de copil. Câinilor în general le plac copiii, lui Bruno în mod special, el a crescut printre copii. Onyx încă n-a avut ocazia de a cunoaște copilași. Gata, cred că a venit. Dă-te jos! Da, au auzit motorul mașinii. Dă-te jos, Onyx! Dă-te jos! Stai! Stai! Da, a venit taxul acasă. Ei, Bruno deja învârte coada. Stai? Cu asta mică mi-e mai frică, pentru că ea mai are obiceiul să fugă când îl vede. Da, încet, încet învață și ea de la Bruno. Vreau să stau în poziția asta, că încă mă doare piciorul rău de tot unde m-am rănit. Și dacă tot eram și ne-a prins asupra faptului, vreau să le vedeți mutrele când vine taxul acasă. Ei acum anticipează momentul. Au auzit ușa de la mașină. Stai, Bruno! Stai! Și o să vă dați seama când apare Mihai sus pe scări, după reacția lor. Acum se ceartă care să-l salute primul. Bruno, vino aici!